Ni le spună, să ni le spună ca să vedem. Excela este prea mult, Dan. Față de ceea ce s-a întâmplat înainte, Radu, crede-mă, e un cuvânt foarte potrivit. Da? Nu, excelează nimic. Înainte a fost praf și pulbere, s-a excelat doar la furat și la distrus. Da, dar nu, eu spun că actuala conducere a Federației nu excelează nimic, dar nu este mai proastă, mai prost pregătită sau mai rău intenționată sau nu are rezultate deocamdată mai proaste decât fosta conducere. Dar ar trebui să nu excelează nimic. Să vorbească clar pe temele astea. Ok, hai să vedem. Uite, a trecut atâta timp, se apropie finalul de mandat. Hai să vedem ce s-a făcut până acum. Să se discute un pic pe chestia asta. E parcă nu un pic mai discuta. Pozitiv să discuți pe lucrurile astea decât pe marginea meciului Chile-România. Da? Un Chile-România care vine, iată, exact în momentul potrivit și ne aduce exact... Era bine să fi fost Chile-România. Astăzi aveam 20-30 de jurnaliști care ne spuneau ce aer și ce vin au băut ei. Corect, la Santiago Chile. De Chile. Se duceau mulți, îi interesează Chile pe banii federației, pe banii gazetelor. Nu? Așa că a fost la Cluj, nu-i mare lucru, vii cu trenul acasă. E adevărat, e adevărat. Dar meciul ăsta practic îi dă, le dă tuturor un răgaz. Un răgaz care, zic, ar trebui un pic folosit în favoarea comunicării. Eu așa aș face. Dacă aș fi în federație în momentul de față... Nu știu, pe ideea asta comunicării. Eu asta ca politică. Principalul... Ești un diplomat, Dane. Da? Mergi pe comunicare, pe dialog. Asta e. Cu siguranță. Pe dialog. Cu Dane, siguranță. Într-adevăr. Dane, ești aproape de postul ăla de consul pe care eu îl vizam neavând absolut niciun argument. Bineînțeles, pe când, iată, la tine... tonul ăsta de împăciuire, tonul ăsta despre comunicare. Păcat totuși că ai verbul interesant, deci nu o să ajungi nicăieri. Pentru că dacă ai comunica și n-ai spune chiar nimic, atunci ai fi pe drumul cel bun. Atenție, nu poți să comunici dacă ai idei. Da, te rog să rectifici un pic. Poți să comunici dacă n-ai absolut nimic de spus. Da, genul partidelor politice care sunt tot timpul parcă înaintea unei ședințe decisive. Da? Dar ședințele alea trec și ei nici măcar nu încep să abordeze subiectele. Că după aia când ies, o să vezi imediat, o să ne întrerupă pe noi sau pe alții și o să vezi, păi și ce s-a discutat? Stați un pic, ce ați intrat așa? N-am apucat încă să... Stați un pic, e cale lungă, e, da? Duceți-vă și întrebați-i pe cei de la UDMR. Păi o să-ți spună că nu am luat încă o decizie. Deci, atenție, poți să comunici, dar te rog să nu spui absolut nimic. Dacă vrei să ai succes în comunicare. Da, eu sunt mare fan de Veghe în Lanul de Secare și acolo este la un moment dat, o mică povestioare care spune... Era o carte la modă, îți spun și anul, 1997. Știi printre cine e la modă, apropo de modă, printre cei care au ucis personalități. Da, cei care l-au ucis pe John Lennon, pe Kennedy și așa mai departe, erau mari fani ai acestei cărți. E o carte uriașă, 97-98, mai știu exact, atunci a apărut. E absolut minunat, o carte senzațională care e foarte ușor de citit. Asta mă șochează de fiecare dată când așa e la America. O citesc. Da, exact. Și să știi, uite, mă uitam, eu am lucrat o lungă vreme la școala americană, în bibliotecile din clase, e nelipsit această carte. Da, alături de alte lucruri, se spune exact, atunci. Da, exact. Evident. Bun, în această carte la un moment dat se spune o chestie. Zice, pentru ca vocea ta să se facă auzită, trebuie să îți asumi anvergura necesară, nu mi-aduc evident aminte citatul, dar trebuie să ai anvergura necesară pentru ca oamenii să te bage în seamă și să te înțeleagă. Eu sunt convins că ceea ce facem noi aici e doar o pietricică. Deciziile mari ar trebui să vină de la oamenii care chiar au în mâna lor aceste decizii. Da, adică de la șefi, de la șeful federației, de la oamenii din imediata lui apropiere. Păi ei de-abia au luat deciziile de a-l numi pe Daum, de exemplu. Daum probabil că, sigur, dincolo de mandatul Burleanu, nu va mai supraviețui. Dar deocamdată, dacă el va prinde și următoarele meciuri din preliminarii sau nu, nu avem de unde să știm. Da, mă uitam pe sondaje. Pe site-urile de sport au făcut sondaje aici în privința popularității lui Daum. Dacă se dorește să mai rămână sau se dorește să plece. Și undeva la 20% sunt pentru ca Daum să rămână. Sincer, mă mir pentru că mă așteptam să fie undeva la 95% să plece. Da, e bine totuși. Dar... Înseamnă că unii stau și văd și la rece până la urmă aceste rezultate. Pentru că așa e. Poți să spui, hai să-i mai dăm omului o șansă, să zicem încă 4-5 mandate. La cum spuneam și noi la un moment dat. Lasă-l, bă, 10 ani. Nu vorbesc de Daum acum, de Șumudică sau de cine vrei tu. Lasă-l 10 ani și fă-i bilanțul după aia. Da? Uite, de exemplu, Daum. Da? Vrea presa din România să aibă ultimul cuvânt sau să-i rupă gura.
Bă, tată, dacă ăsta are 10 mandate, după 10 mandate credeți că mai are vreo scuză? Și atunci, tată, poți să vii să spui. Da. Ai 10 non-calificări. Da, până la urmă... Ce faci? Ce le mai spui? Am avut ghinion în prima. Nu m-ați lăsat într-a doua. Ploua într-a treia. Bă, mai vreau să încă 7. Ce faci? Corect, corect. Asta este, dacă vreți să aveți ultimul cuvânt. Da, eu aș remarca și faptul că selecționerul a acuzat presiunea, da? El în felul în care s-a purtat și prin felul în care a vorbit, s-a văzut că această presiune l-a afectat, da? Evident, asta nu e o situație constructivă. Orice s-ar spune, nu este o situație constructivă. Trebuie găsit o soluție, iar soluția mea, în momentul de față, deși l-am susținut și îl apreciez în continuare pe Daum, e că acest selecționer cred că ar trebui să fie schimbat pentru a aduce cineva care să gestioneze și să garanteze o stabilitate în jurul echipei naționale, pentru că nu face bine toată această presiune sincer artificială care se creează în jurul echipei naționale. Pentru ne că... întoarcem după pauză. Da. Tiția mai vorbit noi în termeni extrem de lapidar despre ea. E vorba de Liga Națiunilor, destinată echipelor naționale și care va înlocui meciurile amicale de astăzi, așa zisele meciuri de pregătire, competiție la care vor participa 55 de prime reprezentative ale membrilor forului european, aproape toate. Echipele vor fi împărțite în 4 divizii. Divizia A, divizia B, divizia C, asta sună cel mai bine, acolo vom fi noi, și divizia D. Da? Componența acestor serii, acestor divizii, va fi practic definitivată la 15 noiembrie anul curent, când se încheie preliminariile pentru campionatul mondial din Rusia, în zona europeană. Primele două divizii, diviziile A și B, vor avea câte 12 echipe. Divizia C, unde în mod normal vom găsi Naționala României, va avea 15 echipe. Avem aceste echipe, o să vi le citesc imediat. Va fi o grupă de 3 și 3 grupe de 4 în interiorul acestei divizii. Deci noi nu vom juca cu toată lumea. Probabil că meciurile vor fi tur-retur. Deci ele vor fi calate pe datele meciurilor amicale de astăzi. Vei juca numai în bătătura ta, atenție, cu mari bonusuri, mai mari decât la noi la Cupa Ligii. Deci fiți atenți, Liga Națiunilor va oferi capii de serie la preliminariile europene și mondiale și 4 dintre cele 24 de echipe europene, da? Care vor participa la turneul final din 2020. Știi ce mi se pare foarte interesant? Că echipele mari vor juca între ele. Da. Da? Și probabil că în această divizia A vor fi băgate și câteva de umplutură, că nu poți să ai numai Anglia, păi Germania, iată cine Anglia, este în divizia A în momentul de față. Si on arrête la compétition maintenant. Germania, Portugalia, Belgia, Spania, Franța, Elveția, Italia, Anglia, Polonia, Croația, Islanda și Suedia. Adică 12 echipe, am citit câte 3 odată. Divizia B. Slovacia, Rusia, Olanda, Ucraina, Bosnia, Herțegovina, Austria, Irlanda, Irlanda de Nord, Turcia, Țara Galilor, Cehia, Slovenia. Și în fine, divizia C.